Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii În Culise. Astăzi vom avea o ediție în puf la propriu, deoarece vom discuta cu un meșter de perne. Iuliana Șoșu, bine ai venit la noi emisiune. Bine v-am găsit. Iuliana, trebuie să recunosc că atunci când m-am documentat despre ceea ce faci tu, am rămas puțin mirată, pentru că nu mi-am imaginat că există așa o meserie și că ea ar putea să fie cândva, poate chiar introdusă în nomenclator. Da, cea de meșter de perne, așa e. Da, m-am auto-intitulat meșter de perne, că nu puteam să spun, întrebându-i pe copiii mei, zic, voi știți cu ce mă ocup eu? Zic, mami, tu ești croitoreasă, zic, băi, stai așa, că trebuie să-i dăm o titulatură mai altfel, mai pe subiect, mai nișată, ca de altfel și activitatea pe care o am. Și astfel am ajuns la meșterul de perne. Mai exact, cu ce te ocupi tu? Cum s-a născut business-ul? În urmă cu cât timp? Avem așa de multe subiecte, sunt sigură că timpul nu ne va ajunge, dar haide să o luăm cu începutul. Iuliana Șoșu, așa. Mamă a doi copii. Da, unul de 7 și unul de 5. Da. Un om care este de profesie. La început, profesia mea e de educator învățător, conform liceului. După care, economist. După care am lucrat în foarte multe locuri, terminând cu o multinațională în care am stat 5 ani. De acolo am plecat pe picioarele mele. Perne fac de vreo 8 ani, deci avem cei 7 ani de acasă și suntem primii din România, suntem, spun eu și soțul meu, că amândoi am început, suntem primii din România, din țară, care am făcut astfel de perne. Perna pentru gravide, efectiv ca și produs. Acum atelierul meu e mai mare, nu mai sunt doar eu acolo, suntem mai mulți. Facem perne pentru gravide, facem baby nesturi, acele cuiburi pentru bebeluși și tot felul de chestii textile, să spunem, lucruri de înveselit și de care sunt utile pentru camera de la bebeluș până la copil, până la, să spunem, adolescent. Baldachine, corturi, tot felul de chestii care vin prin cameră și înfrumusețează așa. Uite ce mă gândeam, Iuliana, hai să dublăm vorbele noastre și cu niște imagini, pentru că sunt sigură că telespectatorii noștri sunt curioși să vadă cum arată pernele tale. Uite, aici erai tu la o conferință. Aici chiar mi-am lăsat carte de povești. Scriu și povești. Una singură este deocamdată lansată. Vreau și anul ăsta să lansez partea a doua a poveștii, Moșene și Meșterele Perne. Aici, într-adevăr, eram la o prezentare a unui baby nest, unul dintre primele produse pe care le-am făcut pentru copii și ca și culcuș, mă refer. E un produs grozav în sensul că încurajează co-sleeping-ul și totodată încurajează mutarea cu blândețe a copilului din patul părinților în patul împătuțul său, atunci când acesta este pregătit. Părinții știu. Avem surpriza că ne pregătim camera copilului și investim foarte mult bani într-un pătuț care arată extraordinar, cu multifuncționalități, iar copilul nu doarme acolo. Copilul are nevoie, e ca un vas care are nevoie de a fi umplut cu acea doză de afecțiune și de apropiere față de părintele său. Îl umplem, dar la un moment dat și noi ca adulți avem nevoile noastre. Pentru a crește un copil echilibrat trebuie prima dată noi ca părinți să fim echilibrați și avem nevoie de un pic mai multă libertate, de un pic mai mult confort și atunci bebelușul își găsește un bine meritat loc lângă patul părinților sau chiar în camera lui. Ce se întâmplă acolo? Ei, aici este o altă povestioară despre pernele de bătaie sau de joacă. Sună ciudat bătaie, duce așa cu violența, dar chiar este un mijloc de detenționare, de apropiere, de restabilirea unor relații, de a pune copilul în postură de a fi el șeful în jocurile astea. Am inventat mai multe jocuri împreună cu copiii mei, de fapt ei le-au descoperit. Iar aceste perne au atât de multe roluri care sunt binevenite ca și activități, să spunem, în familie, de hai să vedem cum facem, afară plouă, avem tabletă, avem televizor, hai să renunțăm la tabletă, televizor, hai să facem ceva, o activitate prin care să-i antrenăm, să le antrenăm și inteligența emoțională și activitatea fizică și, crede-mă, nu se vor plicți vreo 3 zile în șir, după care, evident, intervim și alte activități în cadrul casei, la noi așa a fost, dar periodic, mai ales când veneau și musafiri, pernele astea de bătaie își găseau o grămadă de utilități și copiii erau fericiți și după 2 ore
erau gata să mănânce și să se ducă la culcare, deci toată lumea era fericită. Recunosc faptul că am participat la o bătaie cu perne de acest gen de 1 iunie da. Și cred că am fost cel mai bătut adult de acolo. Felicitări! Dar a fost o reală plăcere pentru că, într-adevăr, puteai să vezi pe chipurile copiilor... Satisfacție, exact. Mulțumire, ei erau șefii. Da, era punerea de la egal la egal, deci nu mai trebuiau să facă ce le spui tu, ci din contra, în momentul în care erau deja și număr mai mare, da. Te puteai bucura de întreaga lor atenție. Exact. Așadar, copiii tăi sunt cei care îți dau la un moment dat idei da. Pentru... Și știu că voi nu aveți doar pernele de bătaie așa. Și ce ține de alăptat, ci aveți perne de relaxare, de meditație și da. O problemă pe care oamenii se feresc uneori să o aducă în discuție, dar care ține de somatic, de firesc. Aveți chiar și perne pentru persoanele care au probleme... Probleme de sănătate. Ne-am gândit și la asta. Tot ce am făcut noi, ca și produse, sunt ca rezultat, au venit ca și soluții la propriile noastre probleme, ale noastre personale și ale celor din jur. Exemplu este perna antihemoroizi, o pernă cu gaură, dar care face atât de multe beneficii, aduce utilizatorilor care se spune că au probleme cu hemoroizii, de ce să nu spunem, sau cu coloana vertebrală. Care stă foarte mult timp la birou, câteodată peste 8 ore pe zi, sau în mașină, la fel. Nu contează că e șofer de tir sau director exact. De multinațională, corpul este același da. Pentru fiecare. Da. Din păcate și eu m-am lovit de astfel de probleme de sănătate și acum știu cum să pun problema ca și clienții mei să beneficieze de un confort pe care eu însă mi l-aș crea. Mai sunt pernele de relaxare sau pernele... Am avut un caz... Să spunem că am trimis foarte multe perne la o secțiune de oncologie pentru copii în București. Erau acei copii care suferiseră un transplant sau intervenții chirurgicale și nu puteau să stea decât la o anumită poziție. Sunt niște perne lungi, mai umflate, așa, care țin loc și de partener de somn și ajută să stea într-o poziție care lor le poate fi mult mai comodă decât salteaua simplă de pat. După care sunt, trecem pe zona de relaxare pur și de basm de poveste. Avem baldachinele, care sunt de mai multe feluri. Cel mai interesant e ăla de pui undeva, într-un cui, în camera ta sau copil sau în sufragerie sau chiar afară, agățat din copac. Și o bucată mare de perdea sau de voal care înconjură așa și poți să-ți faci acolo un regat al poveștilor. Pui multe perne în jur și îți faci o adevărată oază de liniște și de basm. Și nu numai copiii se pot bucura, chiar și adulții, crede-mă, am văzut pe fețele lor. Și-au adus aminte când erau ei copii și își făceau clasicile corturi cu... de toate gardurile, își puneau acele pături și ce mai găseau prin casă, ce așa și se ascundeau, își făceau propriul lor cadru în care se jucau de a, eu știu, de a mama, de a zâna, de a toate alea din copilăria noastră. Deci cumva putem să redevenim și noi copii alături de juniorii noștri. Da, chiar este o invitație binevenită pentru capul nostru ca adulți, că am observat că suntem tentați să uităm că avem și partea asta frumoasă, ludică, veselă, imaginativă a vieții, știi? Ne ancorăm foarte tare în concret și ne trezim cu treburi care țin de un dezechilibru emoțional și fizic. Și ne cramponăm de multe alte lucruri foarte concrete și uităm să ne reechilibrăm ducându-ne în joacă și în visare. Poate uneori ne cheltuim timpul greșit uitând că el este o resursă finită și ar trebui investit cu ceva mai mult cap. Așa? Capul da, depus pe pernă. De fapt, cu mai mult suflet, cu partea, cu intuiția, cu sufletul, cu simțirea, cu ceea ce îți vine să faci în momentul. Hai să facem, hai să lăsăm treburile în cui și să vedem să ne distrăm măcar pentru jumătate de oră cu copiii sau în familie sau cu soțul, cu partenerul, cu animaluțul de casă. Da. Știu că pe lângă această zonă de antreprenoriat pe care o ai, ești foarte pasionată și de parenting și de traininguri. Spun tot. Spune tot. Da, având doi copii care cresc nestabilit. Așa, ești nu neapărat că forțat, dar chiar trebuie să fii gata pentru orice provocare și provocările vin zilnic, adică chiar dintr-un sfert în sfert de oră, dacă stai bine și le numeri câte au venit pe parcursul unei zile. Da,
încerc să fac față cu blândețe, încerc să văd care sunt programele care rulează și care sunt moștenite și care vin grație unei educații mai conforme, mai tradiționaliste din spate. Eu fiind de profesie învățător, educator, n-am profesat, este adevărat, dar am educația, am baza. Am descoperit că nu mai vibrez cu doctrinele educaționale pentru care m-am format. Și atunci ia cărțile în mână, du-te la cursuri și fă tot felul de upgrade-uri la programele pe care le avem vis-a-vis de educație, de comunicare, de înțelegerea copilului, de înțelegerea noastră, de echilibrare. Și am ajuns la concluzia că, în primul rând, eu ca persoană trebuie să mă echilibrez. Este și o vorbă dacă mama este în regulă și copilul este în regulă. Și atunci am de treabă. Parenting-ul, eu zic că nu e o chestie izolată. E ca o piesă dintr-un puzzle în care, de fapt, tu ești cel care trebuie să-și facă tot puzzle-ul, iar parenting-ul este o piesă foarte importantă, dar vine ca urmare a reechilibrării tale ca și persoane ca adult. Și vine ca o chestie de la sine, aproape. Da, suntem plini de frici, plini de temeri, plini de trebuie, plini de așa e bine, așa e frumos, plini de social, plini de normative. Și treburile astea afectează foarte mult visarea, afectează foarte mult inteligența emoțională, echilibrul dintre a ști ce vrei tu și a face ce vor alții, dintre a urma regulile și a-ți asculta propriul instinct. Sunt multe de discutat pe tema asta. N-aș vrea să mă bag foarte mult pentru că sunt adevărați guru în domeniul acesta și cred că au un speech mult mai bine structurat decât mine. Da, tu ești invitata mea din această zi, așadar de la tine să iau informațiile. Pentru că sunt sigură toate mămicile, toți părinții își pun o problemă mare tare de tot. Dacă sunt un părinte bun. Ei, da, sunt cel mai bun părinte pentru copilul meu. Eu l-am ales, el m-a ales pe mine, facem o echipă grozavă, da, țip și eu la copii. Dar am momente în care răbufnesc, momente în care ajung la oboseală, momente în care după o zi întreagă amândoi au pretenția să-i ascult activ, în același timp să le dau și apă, să-i ștești la fund, să-i și schimb, să strâng și rufele, să fac și mâncare. Teme încă, nu? Și soțul are și el bine meritatul loc în familie, trebuie ascultat și partenerul de viață, ce mai faci azi și ce ai mai făcut, cum te simți cu mine astăzi. Toate câteodată vin într-un tumult care este uneori greu de administrat și nu sunt nici eu perfectă și nici nu vreau să fiu. Da, astea sunt provocările pe care încerc să le gestionez cât pot eu de bine și da, sunt în prim proces de gestionare și de învățare a unor noi abilități de a gestiona treburile astea, de a fi om în primul rând, un om bun. Sunt sigură că multe dintre telespectatoarele noastre sunt tentate să abandoneze viața socială, încadrată într-o multinațională în care rămâi și până foarte târziu și până foarte sâmbătă și până foarte duminică, pentru a-și începe propriul business. Dar este acea frică de care vorbeai tu, este acea temere că nu ai suficient de mulți bănuți pentru început și voiam să ne ducem iarăși înapoi în timp, să-mi povestești despre investiția inițială, despre cam cât timp a durat până lucrurile au prins contur și și primit un telefon de undeva care spune: vreau și eu o pernă, Iuliana. Da, povestea se duce acum 8 ani. E o poveste clasică, să spunem. Am hotărât să fac prima pernă pentru că am văzut că nu există sau ce era dus în afară cu un preț foarte mare. Vreau să fac un cadou, m-am hotărât și așa o fi o mare grozăvie să faci perna asta. Am găsit pe cineva care avea o pernă fleșcăită la mai săraca cum arăta și am copiat prima dată perna asta. Am făcut câteva perne, mi-am făcut un site pe o platformă gratuită. Am investit foarte puțin, materialul l-am luat de la mama, știi tu că mamele țin la naftalină pentru când ne-o mărita noi, fetele sau băieții, o grămadă de chestii.
Și am folosit cam ce aveam de casă. Deci ai luat din zestrea ta, cum am luat din zestrea mea, am folosit zestrea. Să înțeleg că mama este acționară acum pentru că a ajutat la investiția inițială. Acționară cu sufletul. Este alături de mine. Și mulțumesc. A fost o investiție minimă. Am mers încet totul. Am mers în paralel cu un job, cu muncă, cu copii. După ce am rămas însărcinată, am zis, băi, stai că perna asta nu e chiar așa. Și am început să o remodelez, să o reformulez, să-i găsesc altfel de structuri, de compoziții, de umplutură, de toate astea. Odată cu a doua sarcină, iar am descoperit niște chestii. Am devenit și mai, măi, trebuie să fie prosul perfect, ca pentru mine, și să nu găsesc niciun cusur. Au venit copiii, am găsit soluții pentru apărători de pătuți, după care baby nest-ul, odată cu creșterea lor, am început să dezvolt din ce în ce mai multe produse care am descoperit eu că sunt extraordinar de bine venite în casa omului, a familiilor. Da, business-ul a început ușurel, a început ca o chestie de hai să mai facem și altceva, cum de altfel multe mămici descoperă în perioada în care stau acasă cu copiii că mai pot face și altceva, că le place și altceva. Până când a venit momentul în care, fiind cu al doilea copil, după m-am întors la un multinațional, fiind cel mic, avea aproape 2 ani, și trebuia să mă întorc de la program de 6 ore la 8 ore și am zis că, ok, sunt copii, este soțul, este casa, este programul de 8 ore, ăla în care dacă întârzi 10 minute se uită toată firma la tine. Plus așa, pauza de masă. Plus pauza de masă, așa, deci de acasă nouă. Cu... Și mai erau clienții mei și proiectul ăsta de suflet, cu pernele și cu satisfacțiile care sunt extraordinar de frumoase și de simți că te împlinesc, într-adevăr. Că faci ceva bun pentru cineva și cineva spune mulțumesc. Și eu trebuie să iau decizia asta, zdravână, zic, ce faci? La care renunți? La ce renunți? La familie? Nu intra discuție. La perne sau la job? Și fiind dintr-o familie mai tradițională, adică părinți care au lucrat la stat, cu toții, salar, ieșim de acolo, din același loc, la pensie și așa mai departe, zic, Iuliana, lasă pernele, este treaba ta. Și Iuliana noastră a zis că nu. Facem invers. Renunțăm la job și luăm cu pernele. Ți-a asumat riscul ăsta, fantastic. O frică, a fost o emoție extraordinară. Era frica de a dezamăgi, frica de eșec, frica de succes, fricile astea la pachet. E prima oară când aud de frica de succes. Da, pentru că noi nu suntem învățați să avem succes. Nu călca acolo că te murdărești. Nu fă aia. Deci, nu-urile și părțile negative. Niciodată fă aia că o să-ți fie bine. Ne se atrage foarte din frage de pruncie, atenția asupra lucrurilor, asupra părților negative, asupra riscurilor, asupra temerilor. Și atunci, clar că mi-e frică să risc, pentru că s-ar putea să greșesc. Mi-e frică, da, întreb, frica de eșec e mai mare decât frica de succes. Dar ți-e frică de succes? Cum o să-l menegerezi? Ce o să spună lumea? S-o grămadă de întrebări și aici. Dacă te schimb, dacă te schimbă banul, dacă nu știu ce se mai întâmple cu toată lumea pe care o știi, dacă o să crească atât de mare business-ul încât iarăși o să ajungi în postura să nu ai timp. Exact, da. Cum ai reușit să echilibrezi aceste frici? Nu știu. Am trecut peste ele, că altfel n-am de întors carul înapoi, nu se mai putea. Adică se putea, dar n-am mai putut să mai fac asta, n-am mai simțit să mai fac. Și așa că am mers înainte sperând să scot cei mai buni din toate oportunitățile care s-au ivit și pe care mi le-am creat. Că nimeni nu-ți așează pe tavă ceva, trebuie să muncești, să... Nu neapărat că trebuie să eliminăm cuvântul ăsta, trebuie. Dar făcând treaba asta cu plăcere, ceea ce... Așa, și având un pic de experiență, ba din joburile anterioare, ba citind și văzând ce au mai făcut alții, mi-am zis că de ce nu, hai să facem... Da, mi-am asumat riscul de foarte multe ori, am mai dat-o și în bară, am mai făcut și greșeli. Mi-am și asumat, mi-am pus cenușă în cap. Asta este, că oameni suntem. Dar nu cresc poate într-un ritm foarte accelerat, dar cresc în ritmul meu și mă simt confortabil așa cum sunt acum. Și ai pornit de la atelierul de acasă, de acolo unde aveai o mașină de cusut. Da. N-am cusut doar eu în treaba asta. Am apelat la o croitoreasă întotdeauna, pentru că e important ca lucrul să-ți iasă bine făcut. Și neavând o experiență vastă în treaba asta, am zis că nu, totuși eu, hai, facem modelele, mai ce știm noi să facem, site-uri și content writing și ce mai este, dar partea de manoperă o face cine se pricepe de-a binele.
Și acum ai crescut, ai ieșit și din sufragerie, te-au dat afară copiii și soțul, chiar a spus, ieși afară din casă. Îi țineam un puf, dar m-a dat afară. Era o casă plină cu perne, ca să-ți imaginezi. Aveam în sufragerea mai puf și în biuțe și alte. Toată casa. Da, era puf toată casa. Copiii mei aveau hainele pline de puf. Că mă întreabă ce umplutură fost. Zic, este un umplutură hipoalergenic. Copiii mei au mâncat dintre asta. Probabil au și respirat la un moment dat. Dar toți sunt ok, nu au alergii, nu au alte, nu știu, probleme de sănătate, sunt foarte în regulă. Da, aveam pe hol, aveam câteva rafturi, erau pline cu perne și numai unde nu-ți imaginezi, nu aveam o perne în toată casa. Și acum te-ai mutat, ai atelierul Am tău, atelierul meu de ai 2 ani. Angajați, da? Ai oameni care aduc o responsabilitate în plus. Desigur, orice s-ar întâmpla, salariul trebuie să ne plină la timp. Și vinzi în toată lumea, din ce știu cam eu, în toată lumea, da. Sfera ta nu s-a limitat la Iași, nu s-a limitat la Moldova, nu s-a limitat la România, ci ai deja peste câte mii de perne vândute? Cam 6.000. Să nu mă limitez la perne, cam 6.000 de produse sau 6.000 de clienți care n-au luat doar o pernă, au mai luat și altceva, să spunem. Mai multe produse, cam așa. E o realizare foarte mare. Da, sunt foarte mândră de clienții mei. Sunt mai deștepți și mai sufletiși decât clienții altora, așa că sunt extraordinar de mândră și de împlinită. Tu ești mai mult decât un antreprenor local și știu că sprijin foarte multe proiecte. Unul dintre ele fiind cel al unei comunități de femei antreprenor. Da. E o poveste tare frumoasă despre solidaritate și despre cum doamnele și domnișoarele din Iași demonstrează că nu există o rivalitate sterilă, ci din contră, o cooperare care poate să ducă la niște proiecte fertile pentru toată lumea. Povestește-ne mai mult despre asta. Da, este vorba despre un business hub și accelerator, să spunem așa. E o comunitate, de fapt e un club de mici antreprenoare, deci și noul termen cred că va fi introdus în curând în DEX, de mamprenoare. Evident, nu ne restrângem la dacă nu ești mămică sau deja antreprenor, nu ai ce căuta. Poți fi și tătic chiar. Cu toate că sunt mai reticențe în a se înscrie în astfel de cluburi. Da, este o comunitate extraordinară în care de 2 ani există mamprenoarele. Acum funcționăm în mai mult de 5 sau 6 orașe, din câte am observat eu, s-a mai deschis zile trecute un oraș. E un club în care ne adunăm cu ideile, cu provocările, cu micile afaceri sau afaceri în curs de înființare și ne sprijinim unele pe altele, în sensul că ne promovăm reciproc, facem activități împreună, participăm la șezători, ateliere, evenimente, cele mai recente sunt, mi le-am și notat să nu le uit, Hungariada și Șotronul, la care am participat împreună sub sigla antreprenoarelor și am avut foarte multe beneficii fiind împreună. Ce gen de beneficii? Vreau să explicăm lucrurile astea ca să... Cine știe, poate este o mică, două, poate sunt chiar mai multe care și-ar dori să adere la această grupare așa de mămiși curajoase. Da, uite că nu toate dintre noi avem în sânge curajul ăsta de a ne expune, de a ne promova și unele dintre noi fac lucruri absolut uimitoare. Deci am aflat cu o mare... Am rămas cu gura căscată văzând cât de talentate sunt multe mămici, cât de lucruri extraordinare fac și bine făcute și cu talent și cu dăruire și cu prețuri mici. Și așa aflând, deci într-un club, să spunem, de câte suntem acum pe Iași active, pe 45 de persoane și vom mai fi, am aflat una despre cealaltă și am împărtășit mai departe. Deci imaginează, sunt încă 44 de oameni care știu cât de important este să faci un share la la o activitate, la o postare care îți promovează produs sau serviciu, la comunitatea de încă 1000 sau 2000 de prieteni cel puțin. Și astfel e o promovare în cascadă. Lumea începe să știe despre ce este vorba. Și am observat că în 2 luni de zile, sau 3, hai să spunem 3 luni, unele dintre mămici care au venit cu un astfel de produs sau un serviciu au ajuns la capacitatea de a nu face față comenzilor decât, să spunem, îți vine rândul dacă faci acum o comandă peste vreo 3 săptămâni. Asta e minunat. Asta este absolut grozav. Deci e în primul rând promovare. E sprijin în
în participarea la niște evenimente care de unul singur nu poți avea acces. Sunt și costuri, sunt și puterea fizică de a face față, cum au fost cele menționate mai jos. Sunt atelierele. Despre care o să-mi povestești după o scurtă pauză de publicitate, când vom reveni în studio alături de Iuliana Șoșu, să vedem ce mai fac mămicile din Iași. Iuliana, m-ai făcut tare curioasă în scurta pauză de publicitate pe care am avut-o despre tipurile de servicii și de produse pe care le aveți voi acolo la Mamprenoare. Vreau să le împărtășesc și telespectatorilor. Asta e o provocare. Ar trebui să avem încă o emisiune în care să-ți povestesc ce am văzut eu că se face în Iașul ăsta grozav. De la tăiței colorați pe care copiii ador și sunt colorați cu ingrediente naturale, de nu e pic de să spunem cele cunoscute euri sau de... Sunt colorați cu morcov, cu curry, cu verdele de la nu mai știu ce vine. Deci sunt fantastici. Tăiței grădinărești se cheamă și găsesc pe Facebook. Este o firmă, eu am rămas absolut uimită pentru că a venit și ne-a făcut o demonstrație cum se curăță o canapea, un scaun de copil care arăta într-ultimul hal, niște poze cum arătau niște unghiere în care zici că acolo cred că trebuie să demolezi casa ca să poți să ajungi să faci curat. Nu, lucrul ăsta s-a curățat. Deci, niște servicii de curățenie absolut remarcabile, A-Screening se cheamă, servicii de grafic și design, servicii de... Am văzut un talent de a împleti și a face o cosiță în păr, cum n-am văzut în viața mea, în 10 minute. Deci, te duci la coafor și stai 2 ore și cheltui 200 sau 300 de lei pe puțin și vine Mara și îți face o cosiță, îți schimbă total look-ul și zici că ești pregătit pentru o mare ședință de mers pe podium în 15 minute. Ce să spun, atât de multe, este Code School în Iași, unde se fac, copiii pot învăța să programeze. Deci aveți multă, multă o paletă. Da, mentora noastră, Ina Chifiriu, care este pe mentora noastră pe Iași, face ședințe de parenting, hand-in-hand parenting, afli niște lucruri extraordinare despre tine și despre copiii tăi, de ziceai că, păi, am trăit fără asta. Cum de-am trăit eu fără să știu asta? Sau am trăit cu asta și n-am știut cum să o gestionez și uite, acum am ochii a succesului și... Așadar, ca să înțeleg... Ți-am spus că mai e o emisiune, să spun, și încă n-am amintit despre tot. Ce se întâmplă? Caut grupul Mamprenoarelor, da? Îmi dau acolo join la grup. Ei, stai să vezi că aici e poveste, că dai join la grup. Dar ca să intri în grup, ar trebui să afli prima dată despre ce este vorba. Și pentru asta se organizează periodic workshop-uri. Uite, următorul o să fie destul de curând, pe 5 iulie, pe Târgu Cucu, pe la Clădirea Bursei Moldovei, cred că așa se cheamă, dar găsești pe Facebook ca și eveniment și mămică și antreprenor de succes. Sau dai simplu, Mamprenoare și vezi că ți apare evenimentul. Da, cred că mai sunt puține locuri, dar cred că mai sunt câteva. Este un eveniment la care participând și dacă rezonez cu cei acolo, aderi și la grupul de pe Facebook în care noi avem activitățile și organizăm chestiile Mamprenoarelor și tot felul de întâlniri, ateliere și șezători. Există o oarecare frecvență prestabilită a acestor întâlniri? În funcție de solicitări. Deocamdată a fost cam una la două luni. Okay. Dar dacă sunt solicitări, se facem și mai des, noi bai. Deocamdată în Iași suntem 45 de mămici, dar cred că o să creștem repejor pentru că sunt foarte multe mămici talentate și care au multe de împărtășit și chiar este grozav pentru toată lumea să o parte pentru noi consumatorii, că avem parte de servicii și produse excepționale, făcute cu talent și răspundere și o parte bună pentru ele, pentru că astfel sunt încurajate să se expună, să-și dezvolte pasiunile, abilitățile și în folosul lor și al familiilor lor, pentru că de ce să nu recunoaștem treburile astea, aduc și un venit suplimentar în casă, care este câteodată este destul de notabil. Recunosc că am fost și eu la o întâlnire a Mamprenoarelor și ce mi-a plăcut foarte tare acolo? Faptul că existau și mame singure, da, care își întrețineau copiii, unul sau doi, exclusiv din ceea ce făceau prin business-ul lor. Da. Am văzut viitoare mămici și am văzut domnișoare sau doamne care nu aveau încă niciun vlăstar, dar care rezonau și care voiau să fie asociate cu un grup de femei determinate, cu un grup de femei cu viziune, pragmatice. Ai nevoie și de un pic de visare, dar trebuie să recunoști că atunci când intri într-un business,
pe lângă suflet mai trebuie să pui și portofelul pe masă. Așa și este, să faci, da, un calendar și o prognoză și ai nevoie de oameni care să te ajute. Cine te-a ajutat pe tine la începutul business-ului? Tu aveai deja formarea asta de economist, dacă nu, da, mă înșel, da, și atunci cumva, care m-a ajutat cumva poate... Puțin. Da? Puțin de ce? Povestește-ne. Partea pe care se învață și pe care ți se pun note și uneori nu chiar mici, note mari la facultate, nu prea se bate cu ce se întâmplă chiar în piață. Și astfel ești nevoit să începi să înveți totul de la zero, cum funcționează un marketing, o promovare de produs, un produs ca producție, ca și proces de producție și așa mai departe. Ca să fiu sinceră, cel mai important sprijin al meu a fost soțul meu, pentru că fără ce de el... Ce este de profesie? Este inginer. Așa. Da. El, de fapt, a fost cu ideea. El a fost cel care a umplut pernecot la cot cu mine și chiar l-a umplut și singur în perioada când eu aveam copii foarte mici. El este cel care a venit cu idei de promovare, unele extraordinar de, pe care le-am pus în practică. Ok, stai, asta era ce căutam. Și acum ajută cu copiii. Deci, fără el, nu știu dacă aș putea să spun că... Adică nu pot să spun că eu sunt singur în treaba asta, chiar dacă, într-adevăr, eu sunt cea care figurez pe toate hârtiile și el lucrează într-un job clasic. Dar facem o echipă foarte bună în tot ceea ce se întâmplă pe acolo. Și uite, este un aspect pe care voiam să-l, am uitat să ți-l povestesc legat de mamprenoare, este și o oportunitate de a beneficia de cursuri sau de un mentorat unul la unul. Alina Bota, despre care nu am pomenit până acum, cea care a înființat treaba asta, grozavă, clubul ăsta de mămici, este un om cu o experiență extraordinară de antreprenoriat și de viață, care oferă foarte mult din ceea ce are ca și know-how, ca și abilități, ca și tot ce are, tot ce ține de un om și de un antreprenor adevărat. Și eu am beneficiat încă nu de tot de ceea ce mi-a pus ea la dispoziție și trebuie să recunosc că sunt niște informații foarte valoroase, sunt niște informații care au fost trecute deja, au fost experimentate, cineva le-a văzut dacă merg sau nu și tu poți să le iei, să le aplici știind sigur că vor funcționa într-un fel sau altul pentru afacerea ta. Revenind la treaba asta cu cine mă ajută, e soțul meu și cam atât, pentru că și oamenii pe care am împrejur. Este foarte important să ai niște oameni care să te înțeleagă, să te sprijine și care să formezi o echipă. Fără oamenii aceia nu existi. Că te duci la atelier și ești marele antreprenor și ce faci? Că producția e susținută de departamentul de producție, marketingul și partea de customer service, de oamenii care sunt acolo și care depinde de profesionalismul lor pentru a întreține o relație cu un client, pentru a-i face să se simtă ok în relația cu business-ul tău, cu produsele tale și așa mai departe. Și pot să spun că am foarte mare noroc de oameni extraordinar de buni, de bine pregătiți și de loiali, de oameni care chiar sunt oameni, știi? Da, avem un program de la 8 la 4. La ora 4 se pleacă de acolo și eu plec la fel, odată cu ei, pentru că am și o familie la care timpul familiei mele chiar respect. Dar ceea ce se întâmplă acolo între 8 și 4 este cu dedicație și este cu tot sufletul. Și ne simțim bine împreună. Și cred că e bine de știut că e foarte important să-ți respecti oamenii și să le accepți adevărata lor vacanță și să le spui că îi apreciezi. Că e nevoie și de validare din ambele părți. Îți mulțumim că ai împărtășit lucrurile astea cu noi și o să plusez pentru încă o mărturisire, pentru că știu că tu ai venit foarte deschis raportat la o problemă care a apărut în viața ta relativ de curând. Da. Și din nefericire genul acesta de boli apar din ce în ce mai mult și la vârste din ce în ce mai fragede. Da, din păcate. O să te las pe tine să spui ce provocare majoră. Nimic. Adică am făcut public treaba asta. Da, sufăr de o afecțiune. Am să încerc să nu o denumesc, care pentru unii sună fatidic,
când află lumea, zic, oh, ce ai? Aoleu, hai să mori. Zic, am să mor, dar nu acum, mai târziu, că mai am treabă de făcut pe aici. Da, e o boală care e greu când afli că o ai și te doboară. Te doboară pentru că are un istoric nu prea fericit în ceea ce privește persoanele care au trăit și au trecut prin așa ceva sau care nu au trecut. Mai mulți care n-au trecut decât care au trecut. Și am ajuns la concluzia că foarte mult contează cum te raportezi. Dacă lași boala să-ți conducă viața și tu te confunzi cu boala și o sui pe un piedestal și tu ești puneva pe sub. Și ce faci? Amputare, afecțiune. Și cum te simți? Săraca. Sunt niște roluri acolo pe care dacă nu știi să jonglezi cu ele și să-ți echilibrezi poziția față de propria ta situație, s-ar putea să te duci la vale. Și aici mă refer la rolul ăla de victimă în care îți place, păi, vai, sufăr și merit atenția voastră și mila voastră și ce mult îmi place să mă complac că toată lumea vine la tine și spune te iubim, avem grijă și așa mai departe. Rolul în care îți permit să fii un tiran, pentru că sunt bolnav, îmi permit să fiu a naibii, știi? Și știi ceva, fă cum vreau eu, pentru că vezi că din cauza ta pot să nu fiu bine. Așa? Și rolul ăla de suveran în care, da, am o problemă, dar problema aia nu sunt eu. Eu am o problemă, ține de mine și de modul meu, dar eu rămân eu în continuare. Eu cu rolurile mele, cu asumările mele, cu abilitățile, cu ceea ce știi că am eu. Mă țin de cuvânt în continuare, plătesc salariul în continuare, merg la servicii în continuare. Mă întreba cineva că boala pe care o am necesită preventarea unui anumit tip de tratament. Și după o ședință, și vă duceți acum acasă, aveți concediu, nu? Zic, ce concediu? Mă duc direct la atelier, că oamenii mă așteaptă acolo. Doamne, dar mai lucrați? Zic, normal că lucrez. Uite la mine, că am două mâini, două picioare, cap, funcționează normal. Care-i treaba? Zic, da, oamenii se complac și zic, ok, sunt bolnav, trebuie să rămân undeva, să mă despart așa de realitate. Realitate, să mă duc într-o lume a visării și a contemplării situației, a durerilor și a nefericirii mele și rămân acolo. Și atunci poți spui că mori. Și normal că te duci. Că te duci cu capul tău și după aia se duc toate. Trecând în zona asta, trecând pragul spitalului și aflând un diagnostic de acest gen, privești cu alți ochi clar viața. Și vreau să te întreb ce s-a schimbat de când ai aflat lucrul acesta, dar poate mai important decât asta este dacă în momentul de față există o consiliere, există niște oameni care să-ți spună să nu fii victimă și să fii un om puternic și că poți să dobori boala, pentru că până la urmă este vorba de o luptă. Sau se limitează strict la tratament și uitați, aceasta este rețeta, vă rugăm foarte mult să vă țineți de ea. Întreb, nu-mi doresc să aflu pe pielea mea, dar cât de important ca oamenii care sunt în sistem poate arunc o privire și la noi și să le vină niște idei ceva mai bune raportat la modul în care se comportă cu pacienții. Sunt două mesaje foarte importante pe care aș vrea eu să le fi transmis cumva. Unul, că orice ai fi, orice boală și orice afecțiune ai avea, cât de gravă e, dacă tu ești determinat să o depășești, ai să o depășești. Dacă tu ai planuri cu tine mai presus decât boala respectivă, cu siguranță ai să ajungi să le îndeplinești. Medicina alopată merge pe un tratament, să spunem, pe problema din trup. Medicina holistică, și nu am vrea să, pentru că asta cuprinde mult mai multe treburi, inclusiv psihologie, psihiatrie și sunt multe aspecte discutate aici, se uită un pic mai departe, toate afecțiunile pe care le avem, până și o durere de măsea, eu știu, o durere în cot sau de deget, apare ca urmare a ceva ce se întâmplă în mintea noastră, în conștient, subconștient și ce mai avem noi pe dedesubt, ca urmare a unor programe, a unor limitări, a unor chestii pe care nu vrem să le depășim, a unor, să spunem, a unor programe pe care ni le impunem să le trăim, a unor, ca să le spunem, limitări. Da, când am aflat diagnosticul ăsta, n-am prea știut cum să mă raportez la el, am fost tentată să fiu în situația clasică de a deveni o victimă, care să-mi plâng de milă și așa mai departe.
nu am fost numai o victimă, a fost și soțul meu care când a aflat a fost devastat, a fost părinții care nu au aflat din prima, dar și-au dat seama despre ce e vorba, prietenii care mă sunau în continuu, fii tare, fii bine și nu știu ce. Da, și m-am dus la un psiholog și o săptămână am stat de vorbă și ne-am consiliat și mi-am dat seama că eu pot să lupt cu treaba asta. Dacă nu lupt și dacă nu îmi dau toată silința să fiu în regulă, am să mor. Cum mor de obicei oamenii, din diverse cauze. Chiar așa este. Ești la un pas să te duci și gata. Alegerea este în mâinile fiecăruia. Indiferent de diagnostic, sunt niște diagnostice absolut înfiorătoare pe care le afli, dar oamenii din spatele diagnosticului sunt atât care sunt determinați să le depășească, le depășesc 100%. Și trăiesc încă 50-60 de ani, de ajung la 100 de ani să facă jogging și să povestească ce au pățit și încurajează și pe alții. Orice, orice se poate depăși. Numai trebuie să fii cu suficientă voință și conștiință că poți să faci asta. Dacă vrei. Că dacă vrei să te complaci și să cerșești în continuare dragoste și atenție prin intermediul bolii, că și asta, orice boală are și avantajele ei. Că ți-aduce o grămadă de atenți și o grămadă de baie, dar ce să-ți mai aduc, ce să mai fac și masaj la tălpi și toate alea. Cui nu i-ar plăcea? Adică, uneori sunt persoane care... Costul da, plătit e cam mare. Exact. Dar depinde fiecare ce alegeri face la momentul. Da, într-adevăr, am făcut 1000 de încercări și pe toate... și cu uleiuri, și cu alimentație, și cu medicina germanică, și cu... Le-am încercat pe toate, ca să fiu sincer. N-am povestit pe nicăieri despre treburile astea, am făcut o grămadă de tâmpenii. Ei n-au funcționat. Pentru că nu știu cum. Și am mers pe medicina tradițională, cu bisturiu, cu tot ce trebuie, cu chimio, cu radio, cu toate astea. Da, funcționează, pentru că am încredere în sistem. Apropo, am fost uimită să iau contact cu cadre medicale care m-au făcut să cred că în România se poate... În România există oameni. În România, în spitalele din România, chiar se face treabă extraordinară. Am fost tentată să plec în afară să-mi rezolv problema, dar am rămas aici pentru că la un moment dat nu mai puteam, făceam față la câtă lume se... Hai, du-te acolo, ba, du-te acolo, căruță de bani, investiții, trebuia să vând apartamentul. Să stați așa, hai să vedem cum rezolvăm aici. Și am avut marea surpriză să văd că aici sunt oameni care chiar știu ce fac, niște profesioniști adevărați. Până la urmă suntem pe piniera din care străinătatea da. Se hrănește și atunci... Și, da, și încrederea pe care o am că totul se poate rezolva, cred că și aici eu, ce crezi că ți se poate întâmpla, chiar ți se va întâmpla. Și dacă ai cu știința că, uite, lucrurile trebuie să meargă cum trebuie să meargă și trebuie să meargă bine, ori să meargă bine. Și merg foarte bine, chiar foarte bine. Uite, iar apropo de mers bine, ca să revenim puțin la business-ul tău pufos, știu că tu ești și inventatoare. Ei, da. Da. Eu așa am auzit și așa am citit. Și știu că tu ai inventat niște perne de arătat pentru mămicile care sunt binecuvântate cu mai mult de un copil deodată. Da, aici trebuie să spun că nu mi-asum toată treaba asta cu inventatorul, pentru că mai există perne de alătat geme și tripleți în lumea asta. În România nu s-au făcut până acum. Nu știu acum dacă de 5 minute a apărut cineva, dar nu cred. Da, a venit la mine o solicitare de la o familie cu două fetițe extraordinare. Și l-am chemat pe tătic, hai să facem împreună pentru soția ta și pentru fetele tale perna. Și am pus cap la cap tot ce am avut eu pe stoc și materiale și... umpluturi și toate astea și am creat prototipul pe care a intrat și în teste. După care am început să finisăm, să-l... Cum testați o pernă de alăptat? Păi a intrat în folosință? Ce? Teste folosință? Și a fost acceptată și de către fete și de către mami. Deci asta era succesul suprem, să zicem. După care am intervenit în formă, că am zis că mai trebuie colțurile rotunjite, aici era prea mare, dincolo prea lată, prea tare, nu știu pe unde, prea moale, nu știu. Tot am intervenit-o în formă, în conținut, până că am ajuns să fim, să zicem noi, pionieri în România pentru produsul ăsta. La fel, cred că sunt singura din țară care face perne pentru antihemoroizi. Sunt comercianți, sunt, dar nu sunt și producători.
baby nesturi, baby nesturile care le fac eu, adică acele cuiburi, eu cred că sunt cele mai bune din lume, pentru că ne-am uitat și în grădina americanilor și la chinezi, la taiwanezi, la mexicani și prin Europa, peste tot, pe Amazon, pe toate site-urile pe care se comercializează așa ceva și există descrieri pentru produsul ăsta. Și am luat toate beneficiile, știind cu ce m-am confruntat eu, că na, am crescut și eu de copii, așa, am ajuns la un produs care este foarte versatil, ușor de întreținut. Ce să mai zic? Eu cred că e cel mai bun care există acum, dacă nu s-o fi inventat ceva tot așa de acum câteva zile. Iuliana, vorbim la modul general, dar eu vreau să le comunicăm telespectatorilor și cam care sunt costurile, pentru că pentru unii nu mai ideea este, doamne, am văzut eu una și era 400 de ron, dar ce îmi permit să dau 400 de ron când trebuie să cumpăr pampers și trebuie să cumpăr lapte praf? Cam cât ajunge o pernă de alăptat? O pernă pentru alăptat gemeni ajunge sub 200 de lei. Noi avem vreo trei tipuri pentru geme și tripleți, adică cum tripleți? Da, cum uite că al treilea bebeluș care așteaptă și la rândul la masă, de obicei e lăsat pe undeva pe acolo sau în altă parte. Ei, perna asta este un pic mai lată și îi permite mamei să-l aibă aproape, deci cei doi sunt pe pozițiile lor clasice, iar al treilea este în fața mamei, în contact direct cu ceilalți doi frați și cu mâna mamei, dacă mai are vreo mână pentru el. Iar celelalte pentru geme sunt un pic mai micuțe. Una e mai moale, alta e mai, un pic mai fermă. Depinde și de părinți cum simt ei ca și confort că vor să-și crească. Varianta single cât ajunge? Varianta single ajunge la 125 de lei. Rezonabil. Mă refer la o pernă pentru sarcină și alăptare. Deci este o pernă care începe să fie folosită de la primele luni de sarcină și se duce... Da? Cum? Da. Doarme mămica? Doarme mămica, după care... poate să doarmă și tate, după care o încolăcește în jurul ei și o transformă în pernă de alăptat ca suport pentru bebeluș, după care suport pentru bebeluș când stă în fund, după care peste tot prin casă pentru a stăvili plecările celui mic, în special atunci când doarme și se răstogolește, după care mai rezistă la încă un bebe și încă un bebe. Eu am înregistrat maxim 5 copii care au, mă rog, 5 burtici. La o pernă? Și, da, la o singură pernă și perna arată bine. Wow! Da. E făcută de mine acum 6 ani perna respectivă. Am mai făcut între timp niște huse, pentru că e clar, mai trebuie să crenoite ca orice lenjerie de pat. Am văzut că aveți niște culori foarte frumoase. Cum faceți selecția asta a imprimeurilor? Poți să-ți faci la comandă, poate... Te întreb că nu știu, poți eu am trecut. Poți să-ți faci la comandă, dar ajungi la niște costuri destul de ridicate. Da, au început să existe niște imprimeuri foarte frumoase acum pe piața producătorilor de textile și a textilor de bună calitate. Da, mergem și noi pe cine place nouă, în primul rând, pentru cei liniștitori, da, și sunt și culori mai vii, mai vesele, avem pentru toată lumea, de la alb simplu până la cele mai colorate și mai ciudate forme și bufnițe și căței și toate astea. Da, e foarte plăcut să vezi că stai pe o plajă de 20 de modele și nu știi care să-ți alegi, că toate sunt frumoase, știi? Și hai să alegi numai 5 de data asta. Iuliana, important este că tu ai ales să renunți la o viață multinațională ca să faci acest business minunat care aduce zâmbete oamenilor din jurul tău și mai ales mămicilor și bebelușilor. Eu îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația în studio. Și eu îți mulțumesc. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă urez mult echilibru, sănătate, pragmatism, visare.